Iată-ne, stimați spectatori, la o nouă ediție a emisiunii Pitrevii, o nouă poveste de viață de această dată a unei întregi familii, pentru că familia Dinea din Timișoara se află astăzi în studioul nostru. Ana, împreună cu fiicele ei, Cristiana și Lavinia, ne onorează astăzi cu prezența lor aici. Bine ați venit aici la Cluj, bine ați venit în studioul nostru, vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Povestea lor de viață impresionează pe oricine, este una cu totul deosebită și sunt convinsă că pe măsură ce vom derula povestea vieții lor, veți fi de acord cu mine că sunt trei femei puternice care se încred în Dumnezeu și care orice ar veni peste viața lor și în viața lor ar trece peste acel moment. Ana, ce ți-aduci tu aminte de mic copil? Cum era viața ta și dacă viața s-a derulat mai apoi conform așteptărilor tale de când erai copilă? Nu m-am așteptat și nu m-am gândit cum viața mea va fi când eram copil. Dar sunt bucuroasă, sunt fericită. De când eram micuță, mă jucam cu florile, mă jucam cu copilașii. Mi-aduc aminte de părinții mei care m-au iubit, m-au ocrotit, m-au îngrijit. Erau o familie creștină, o familie care a știut să își ocrotească copiii. Mama mea și-a dorit mult copii, și-a dorit mult o fetiță. Prima am fost eu, a vrut ca să fiu un sprijin și chiar am fost. Prima din câți copii? Din 11. Din 11. Atunci, da, cred într-adevăr că ai fost un sprijin la o familie atât de numeroasă. Cum îți imaginai tu viața ta se va derula atunci când vei fi pe picioarele tale cu familie și așa mai departe? Mi-am dorit foarte mult să fiu profesoară de limba română. Îmi plăcea să învăț, îmi plăcea foarte mult să citesc și noi de neam ne tragem din neamul George Coșbuc. O, da, o adevărată moștenire. Din primele zile, eu știu toate poeziile din cărți. A mai fost acest lucru posibil mai apoi? Pentru că viața, uite, ne rezervă surprize totdeauna. Când ne așteptăm mai puțin, cele mai multe ori? Până la 14 ani, m-am putut bucura de cărțile pe care le primeam, de cărțile care le aveam, de poezii, iar la 14 ani Dumnezeu a făcut ca viața mea să se schimbe. La 14 ani am rămas nevăzătoare. Nu m-am așteptat. A fost o tristeță foarte mare în viața mea. Sunt convinsă. Cele mai triste zile pe care eu mi le amintesc când veneau colegii mei la mine și intrau în casă și eu nu puteam să-i văd. Nu puteam să-mi văd cărțile, nu mai puteam să-mi văd părinții, nu puteam să-mi văd frățiorii care veneau la mine cu mânuțele și mă mângâiau. Îi luam în brațe, nu puteam să-i văd și eram tristă. Îmi doream foarte mult ca viața mea să nu mai fie. Vrem să se sfârșească acolo. Cum ai să te relaționezi la Dumnezeu? Pentru că ai spus că te-ai născut într-o familie creștină. Și sunt convinsă că ai avut o relație personală cu El crescând așa, de fetiță, de mică. Cum te relaționezi la Dumnezeu atunci când se întâmplă astfel de tragedie în viața unei tinere care are toată viața ei înainte și care are posibilități nelimitate de a face tot ceea ce își dorește? Cum reușeai tu, la 14 ani, să te relaționezi în fața unui astfel de Dumnezeu care a îngăduit peste viața ta așa un necaz, așa o tragedie? Cunoșteam Biblia, mă bazam pe cuvânt, mă bazam pe oameni care au suferit, erau în Biblie scriși. Foarte mult m-au ajutat părinții mei. Părinții au fost alături de mine, mama mea nu accepta ca în familia noastră să se discute sau să se spună că eu nu văd. Nici la masă, când eram, nici la lucru. Asta m-a ajutat foarte mult. Îmi lăsa frățiorii ca să-i spăl, să-i îngrijesc, chiar dacă eu nu pot să-i văd. Eu ziceam, mama, nu vreau să mai lucrez nimic, dar mama a spus, le voi face pe toate. Îmi lăsa frățiorii în băniță și ieșea afară, se uita pe geam să vadă ce fac cu ei. Și atunci, neavând ce să fac, îi spălam, îi făceam în scutece cum erau atunci. Și eu spuneam, mama, nu vreau să fac pentru că eu oricum n-am să mă cătoresc și n-am să plec de lângă tine. Am plecat de lângă mama de la Bistrița până la Timișoara, destul de departe, și m-am căsătorit. Și uite că pe lângă surprize neplăcute care avem în viață, viața ne rezervă și surprize plăcute, pentru că, uite, astăzi alături de tine sunt fiicele tale, Cristian și Lavinia, două fete superbe care au toată viața înainte, că te iubesc și te sprijină. Ceea ce telespectatorii noștri încă nu au văzut este că aici în poală, Ana tricotează. Da.
Mai mult decât atât, nu știu dacă putem arăta la cameră mânuțele ei, care sunt murdare de la nuci. Este perioada când nucile sunt extraordinare, mai bine le culegem. Și vă vine sau nu să credeți, aseară Ana s-a urcat în nuc și a ales nuci. Astfel că v-am spus la început că nu cred că vreo surpriză pe care viața ar putea să o aducă ar mai exista, ca ea să poate să treacă peste, să nu poate să le depășească. Este o femeie clar, foarte puternică și care prin credința în Dumnezeu este în stare să facă orice. Cum a fost când te-ai căsătorit? Cum a fost când le-ai avut pe cele două fiice ale tale? Cât de ușor sau de greu ți-a fost să te descurci cu doi bebeluși? Diferența între voi este mare? Un an și nouă luni. Bebeluși, unul după celălalt. După ce am rămas nevăzătoare, 7 ani am plâns. După 7 ani am mers și am făcut o școală la Arad, de masaj. Am terminat școala. După ce am terminat școala, m-am angajat la St. George's Bay. Aveam sar, aveam un apartament foarte frumos, dar mă simțeam singură. Și atunci am cerut ca Dumnezeu să îmi dea un soț. Dar gândul meu, cel mai puternic, care mă frământa ca să mă căsătoresc, mi-am dorit foarte mult cu ei. Multe fete se gândeau la mine că nu văd și zicea, nu vede, va rămâne singură. Cu cât eram mai mustrată că voi rămâne singură, cu atât mă rugam mai mult. În St. George's Bay au venit două fete de la turnul Severin, acolo unde făceam masaj, și mă duceau foarte mult de mână, lucram lucruri de mână împreună. Întreba dacă nu vreau să mă căsătoresc. Eu le-am spus, vreau să mă căsătoresc, dar îmi doresc în viața mea un om sfânt. Ele mi-au spus că este cineva de la Timișoara, care predică, un păstor care predică la turnul Severin la 4-a duminică din lună. I-am dat o poză și adresa mea. Când a mers soțul la biserică, una din fete i-au spus, frate Emile, am mers la St. George's Bay, acolo am întâlnit o fată nevăzătoare. Noi îți spunem că ar fi bine ca să o cunoști. Când el a fost de părere ca să-i primească adresa sau ceva și fetele i-au dat adresa mea și poza, când fetele i-au întins adresa și poza mea, Dumnezeu i-a spus, el a auzit o voce foarte puternică, asta va fi soția ta. El a plecat la Timișoara, mi-a dat un telefon și mi-a zis așa, sunt Emil de la Timișoara, după toate probabilitățile, viitorul tău soț. Ceea ce s-a și întâmplat. Da, s-a și întâmplat. A venit. După cât timp de la telefonul acesta? Telefonul a fost în iulie. Da. La 23 august a venit, ne-am întâlnit. În 18 septembrie am căsătorit. Da. Am fost o miesă frumoasă, chiar dacă nu m-am putut vedea. Sunt convinsă. Nunta am avut-o la Timișoara, la cununia civilă, când dimineața am avut cele mai multe flori, au fost foarte mulți ieri, florile mele au fost așa de multe că nu le-am putut ține în brațe. Minunat! Și biserica a fost un program deosebit și prezența Domnului Iisus. Telor, cele mai vechi amintiri ale voastre din copilărie, atunci când creșteați împreună aproape și aveați mamă care... Poate că în astfel de situații, alte mei, nici nu se gândesc, nici nu îndrăznesc să se gândească la un soț, la o familie, la copii. Ce vă aduceți voi aminte? Cum era de mici copii să o aveți pe mama lângă voi? Mami ținea foarte mult să ne în jurul ei. Ne făcea poezii, ne plăcea să ne jucăm cu ea. Găsea totdeauna un joc, găsea totdeauna ceva ca să ne încânte. Dar... când eram foarte micuțe, nu înțelegeam că ea nu vede. Da. Ne era foarte greu, pentru că ochii ei erau frumoși și ne duceam, ne jucam în fața ei și ziceam, mami, dar tu chiar nu ne vezi? Și am învățat de la tati cum să ne purtăm cu ea. Tăticul s-a purtat foarte frumos cu mămica și o ducea de mână. Niciodată nu am lăsat-o singură să meargă pe stradă. Întotdeauna am fost alături de ea și pe asta am văzut la tati. Tati o iubea foarte mult pe mami. Înainte de Timișoara, pe strada Crucii, în Buzeaș, așa se numea. Da. Să fie ăsta un semn. Da, am stat 8 ani de zile și la căsuța noastră mică aveam o grădină în spate și când mergeam în grădină cu mama, ziceam, mami, vino pe călcele mele, ziceam la mama, așa o direcționeam.
Cristina. Mm. Și mami a fost o femeie foarte hainică și foarte dinamică. Și nu a pus problema că mami nu poate să facă ceva. Făcea sarmale, noi mâncam ca și alți copii. Știți, dacă vream cozonac, făcea cozonac, făcea curat, făcea masaj. Incredibil. Da, a fost o mămică înțeleaptă. Este. Da. Părinții noștri ne-au iubit înțelept, ne-au direcționat, ne-au dat multe sfaturi și tati a spus că noi am rămas așa de mărturie și noi trebuie să trăim mărturia aceasta. Ați simțit acum sincer vreodată sau ați avut un moment în care să vă răzvrătiți cumva în fața lui Dumnezeu pentru faptul că v-a dat o mamă nevăzătoare? Ați simțit vreodată asta ca o povară? Pentru că uite, nu decât lucruri extraordinare, cum că ea vă sprijinea, ea vă gătea, ea vă ajuta și așa mai departe. Sincer acum, ați avut un moment în care să vorbiți cu Dumnezeu în intimitatea voastră și îl întrebați măcar, Doamne, de ce? Mirajul familiei în patru a durat 9 ani, 6 luni și 13 zile. Atât a fost tati și mami căsătoriți. După aceea, taticul nostru a fost chemat la Iisus. Dar în tot acest timp, și acum, noi nu simțim că avem o mamă care nu vede. Este o mamă iubitoare. Iubirea ei este ca un magnet și eclipsează tot ceea ce nu poate face. Pentru că pune iubire la fiecare faptă. Și asta ajută un copil. Iar ce poate face dragostea unei mame... Uneori în familii care au și soțul și soția, sănătoși întregi, care muncesc și își văd de treabă, copiii nu simt această dragoste și nu simt acest avânt și această încredere pe care trebuie să le însufle părinții. Ce s-a întâmplat cu tatăl vostru și de ce a rămas mama voastră, de ce a fost ca Dumnezeu să o lasă pe mama voastră, o femeie nevăzătoare, să vă că singură până la urmă? Ce s-a întâmplat cu el? Tăticul nostru era pastor misionar în Timișoara și în România. Și ticul nu avea picioare. Avea o mașină cu care umbla peste tot și chiar dorința lui era să-l vestească pe Dumnezeu și felul în care el s-a întors după accidentul de tren, în urma căruia așa pierdut picioarele, felul în care el s-a întors la Dumnezeu. Da. Iertați-mă. Și... ne aducem aminte cum eu aveam 8 ani, sora mea avea 6 ani. A fost o perioadă în care tati a lucrat mai intens în România. Da. Și acum mami ne povestește cum 6 luni înainte ca să plece la Domnul Iisus, a venit la mami, a luat-o în brațe, au stat împreună așa cum de multe ori făceau, de multe ori părinții noștri se roagă împreună. Da. De multe ori... Îmi aduc aminte imaginea mamei stând în genunchi, în pat și tati pe pat, pentru că tati nu avea picioare, și cu capul ei în poala tatălui și tati cum o mângâia. Și mămica îi spunea omulețule și tati spunea mami. În urma unei astfel de întâlniri, tati a spus, știi mami, Domnul Iisus mă cheamă acasă. Și pentru mami a fost... o durere foarte mare. Și-a dorit mult timp să se căsătorească, să ai copii. Și totul a durat puțin, a durat 9 ani. Și se gândea ea, oare ce fel de Dumnezeu este acesta? Nu l-am cunoscut până acum. Și, într-adevăr, cu 3 săptămâni înainte să plece acasă, m-a luat pe mine și pe Cristiana pe un genunchi. Și ne-a spus, dragilor lui tati, eu voi pleca acasă la Domnul Iisus, dar asta nu înseamnă că viața se sfârșește aici. De acum înainte oamenii vă vor numi orfani, dar asta este bine. Înseamnă că veți avea un tată special, veți avea un tată în cer. Da. Și ne-a mai spus un lucru care ne-a urmărit de atunci întotdeauna. Când veți avea o nevoie sau când vreți să plângeți, niciodată să nu mergeți la oameni. Mergeți pe genunchi și cereți-i Domnului Iisus. Și într-adevăr, așa a fost. Apoi, țin minte că într-o iarnă am rămas fără lene și am zis ce să facem. Și mami a zis, trebuie să ne rugăm, așa cum tati a zis. Ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat și am zis, Doamne Iisuse, Tu știi totul. Și nu a trebuit să insistăm la mami. În săptămâna viitoare a venit o doamnă, era foarte tulburată, zice, Doamne, am visat un vis. Nu știu ce să spun despre asta, dar am visat că trebuie să vă cumpăr o remorcă de lemne. Și pentru noi
a fost mai mult decât vizibil cuvintele Tatălui și cuvintele lui Dumnezeu în viața noastră, pentru că s-au întâmplat. Chiar că Dumnezeu ascultă. Da. Chiar dacă ni se pare că poate nu intervine atunci când ne așteptăm noi sau când, cum și când dorim noi, El ascultă. Probabil cele mai tulburătoare momente au fost atunci când a trebuit să îl ducem pe tati, să ne despărțim fizic de el. Și știu că am fost anunțate, a venit mama, a venit mașina ticului și ne-am zis, vine mami, vine tati. Noi nu știam că ticul era deja la Domnul Iisus și ne-a anunțat că tati a plecat la Paxi. Paxi este un om care a cu 2 ani înainte a fost chemat în cer și am luat la vina de mână și ne-am dus și am plâns pe o sobă. Și a venit mami la noi și a zis, nu vă faceți griji, mamă, că mai sunt copii orfani, ne-a zis mămica, ne mângâia. Și la vine așa s-a ridicat și a zis, mami, mai sunt copii orfani, dar o mamă, tată, care nu văd noi, ce facem acum? Noi mai sunt 2 pași, noi îl ducem pe tati, ce facem? Și mami stătea și plângea și stătea în noi și ne gândeam cum va face, ce va face Dumnezeu de acum încolo. Și atunci a fost momentul în care am simțit că Dumnezeu e milă depărtare de noi. Și după ce au trecut ani și am crescut, am zis, Doamne Iisuse, aș vrea să te întreb, unde ai fost tu când eu am plâns, când eu m-am spărțit de tati, unde ai fost tu? Ai fost cu el în cer, tu curai, sau ai fost cu noi și ai plâns? Și Doamne Iisuse, așa mi-a dat să văd imagini când am fost în clasa 1 și tati nu era cu mine, când am luat primul 1, când am avut coronița pe cap, când am fost cu mânuțele mici pe sicriu și plângeam și l-am văzut acolo pe Domnul Iisus, stătea și el și plângea. Când am luat primul 1, stătea și aplauda cu copii, când am avut febră, stătea și punea comprese lângă mama, la piciorușe. Când am intrat la facultate, se bucura și se bucura tot cerul. Am văzut că Domnul Iisus a fost acolo aproape. A fost cel mai aproape de noi în suferință. Ana, nu vreau să insist foarte mult pe acest moment, pentru că evident foarte dureros pentru voi. Vreau numai să întreb dacă ți-a dat Dumnezeu răspuns pentru alegerea pe care El a făcut-o, pentru hotărârea pe care El a avut-o peste voi, peste viața voastră. De ce a trebuit tu, mamă nevăzătoare, să rămâi să-ți crești singură fetițele? Ți-a răspuns Dumnezeu unei astfel de întrebări? Când aveam 16 ani, Dumnezeu a știut ce va fi cu viața mea. Am avut o științare din partea lui Dumnezeu și a spus, de ce spun în fiecare zi că am rămas nevăzătoare? Că Dumnezeu m-a lăsat așa ca să-și mărească numele pe pământ. Eu nu am priceput. Atunci când aveam 16 ani, doream foarte mult să văd și mă rugam pentru vedere. Credeam că Dumnezeu așa își va mări numele. Dumnezeu a avut alt plan. Și tot l-am întrebat, Doamne, de ce ai lucrat așa până când... Într-o noapte am avut așa o înștiințare, am visat că eram cu o bucată de lemn în mână și îl întrebam pe Dumnezeu că de ce am rămas fără vedere, de ce am rămas fără soț. Dumnezeu mi-a luat și mama, soțul a crescut orfan, n-aveam nici soț, n-aveam nici mama, n-aveam nici socri. Și am auzit o voce foarte puternică care zicea, asta este crucea ta, dar a mea a fost mult mai grea de data. Și după acest vis, am înțeles că voia Dumnezeu a fost așa ca să rămân nevăzătoare. Dumnezeu m-a științat că îmi da 2 ochi. Eu tot așa mă gândeam că voi vedea. Și ochii mei sunt fetele. L-am înțeles mai târziu și mulțumesc. Și nu cred că ai schimbat pentru nimic în lume ochii ăștia pentru 2 ochi ai tăi. Mama ne spune în fiecare zi, sunt cea mai fericită mamă. A venit la noi și a zis, sunt fericită, sunt mulțumită și văd. Și mi-a zis, mami, dar cum vezi? S-a întâmplat ceva? Și zis, fericită sunt pentru că am fost întotdeauna și văd prin voi. Când mergem la magazin, mergem la toate rafturile, îi spun și toate prețurile de la casă, vezi așa? Le spun la mami și noi nu simțim că avem o mamă care nu vede. Și mămica, eu am 2 mămici, de fapt, am fost cea mai mică și Domnul s-a investit iubire de mamă și în Lavinia. Țin minte prima zi de școală, tati pleca la Domnul Iisus în martie și eu în septembrie am intrat în clasa 1. Și i-am mers cu surioara mea de mână, eram una mai mică ca cealaltă, ea era în clasa 3-a și am intrat și a zis, du-mă la clasa ta. Am dus-o, învățătoarea a venit și am luat de mână, m-a ridicat, m-a stâns și a zis, uitați, aceasta este sora mea, cine se atinge de ea are de-a face cu mine. Și băieții erau mici, durau când vedeau pe sora mea. Și veni la ședințe, pentru că mami lucrează
la masaj, lucra în stațiune la Budaș atunci și venea la ședințe și punea problema comportamentului meu, dacă am note bune, duceam cu caietele pe mânuțe și le arătam ei și a făcea cu mine întâi și după aceea făcea la ei. Și Domnul Iisus ne-a ajutat și ne-a îngrădit cu dragostea Lui și ne-a îngrădit. Cum e viața voastră astăzi? Cum vă trăiți voi viața? Cum vă bați una de cealaltă? Ce faceți voi? Cu ce vă ocupați? Tot masaj face. Noi ne aducem. E greu, Ana, ai niște mâini atât de firave, îmi par foarte firave. Dar am mai lucrat, am mai luat un pic. Mami, mai arată cât ai mai lucrat. Da, deci atunci când a plecat acasă să vină aici la noi la studio, a început să tricoteze. Și mi-a spus, uite, vreau să văd cât reușesc să terminăm interviu. Eu n-aș fi reușit să tricotez atâta în... Poate că 10-15 minute a tricotat cap-coadă, fără întrerupere. Nu ți-e greu la masaj? Nu. Nu e greu. Poate că sunt mame cu copii în brațe care se uită acum la noi. Da. Aș vrea să le întreb dacă au stare de mulțumire că își văd copiii. Eu, când mi-a adus-o pe Lavinia, care am născut-o în 85, mi-a adus-o în brațe, am pipăit ochișorii, năsucul, n-am putut să o văd. Dar eram atât de atentă la plânsul ei. Am ieșit odată pe colidor spital și am auzit copiii plângând. Am intrat în salonul de copii și mi-a luat-o în brațe. Între toți copiii și a venit doamna doctor și a zis, cum am putut să îmi dau seama? Am cunoscut-o după plâns. Și aș vrea să spun tuturor mamelor, dacă ele sunt bucuroase că își pot să-și vadă copiii, eu nu le-am putut vedea niciodată. Cele mai grele momente din viața mea au fost atunci când fetițele veneau în fața mea și mă întrebau, mami, dacă chiar tu nu ne poți vedea? Făceau tot felul de gesturi și eu nu le puteam vedea. Când am crezut că am scăpat de probleme, de necazuri, atunci soțul a plecat și am rămas numai cu ele. Nu pot să spun că mi-e greu acum. Acum mi-este cel mai ușor. Sunt cu mine un mare, mare, mare sprijin. Dar încă o dată să spun ca mamele care își văd copiii să fie mulțumite. Eu le-am crescut nu cu pamperse, cum acum erau scutece. Da, exact. Iubeam scutecele și da. Nu le-am purtat pătate niciodată. Mi-aduc aminte că eram la St. George's Bay când am născut-o pe Lavinia și acolo una din prietenele mele, nu mă lasă să-i spun nume, că eu l-aș spune acum, era în stațiune la St. George's Bay și venea pe la mine. O așteptam să vină la ora 3, o lua pe Lavinia în brațe, îmi spăla scutecele și m-a ajutat, dar aceasta a durat 18 zile cât a fost în stațiune. Zilele au trecut și am născut-o pe Cristiana, aveam un copilaș de un an și 9 luni și un copilaș mic. O puneam pe Lavinia să aibă grijă de ea. De ce ele spun acum că a avut Lavinia grijă de Cristiana? Pentru că le îngâna căruțul de când era mici. Da. Era supărată că îi dau piept la Cristiana și ca să nu-i mi-a adus o pâine mare și a pus pe căruț să mănânce. Și dacă i-am spus că nu-i voie să-i dea mâncare, i-a dat 3 păpuși mari. Și a avut grijă de ea, micuță. Dumnezeu mi le-a dat, nu mi-este greu, sunt cea mai fericită mamă. Nu sunt supărată pe Dumnezeu acum că nu văd, nu sunt supărată că nu le pot vedea, nu sunt supărată că nu pot vedea pe cei care înregistrează acum. Dar aștept ziua când mă voi întâlni cu soțul în cer, aștept ziua când îmi voi putea vedea fetele și voi uita de toate lacrimile. Așa va fi. Viața noastră acum are o temelie sigură, pentru că nu mi-aduc aminte de o zi din viața mamei când ea să nu se trezească la 5 și să aibă un timp de rugăciune de o oră sau două. Și ea ne spune așa, azi dimineață m-am rugat și într-o zi m-am gândit eu, ce poate să se roage mami în două ore? Și m-am trezit, m-am dus spre camera ei, camera era întredeschisă și am stat pup și am auzit cuvintele mămicii. Și am plâns atunci și mi-am dat seama că așa vreau să fiu și eu. Nu am învățat de la părinții noștri teorie. Întotdeauna mi-a fascinat felul lor de a fi. Mămica cu dragul ei, cu rugăciunea, și înainte să facă mâncare, spune o rugăciune. Dar totul este așa de natural.
Da. Nu face lucrurile acestea ca să, dându-și seama că, sunt stresată, sunt mamă și așa trebuie să mă port pentru că să am niște copii cu minți și la locul lor și așezați. Da. Asta ne-a fascinat cel mai mult la ei și de aceea Domnul Iisus locuiește în inima noastră. Așa am văzut și la tati, felul în care el se purta cu oamenii. Chiar dacă a fost o familie cu probleme din punct de vedere omenesc, casa noastră era întotdeauna plină de oameni. De oameni care aveau probleme, oameni săraci, cerșetori. Întotdeauna erau la noi la masă. Aveam o cameră făcută, pregătită pentru ei. Și sâmbătă seara, că după ce mămica termină mâncarea, tati aducea o oală. Oala aceasta este pentru mâncare, care o ducem la copii orfani și la văduve. Și mami era ok, dacă tu așa vrei, bine. Și tati zicea, nu știi niciodată binecuvântările când se întorc. Așa e. Și într-adevăr, și noi am ajuns să fim copii orfani. Dar tati a simțit asta pe pielea lui, crescând orfan de mic. Da. A fost ceva special pentru el să aibă inima deschisă pentru copii orfani. Cristiana, de ce crezi tu că îl avem pe Dumnezeu aproape ca niciodată atunci când suntem în suferință? Oare de ce nu putem să fim la fel de aproape de El când ne merge bine? Da. Eu cred că atunci când suntem în suferință și atunci când mă gândeam, când vedeam că merg copilașii cu mână de mână cu mama și tata la școală sau când aveam de adus cuburi la geometrie și vedeam că părinții le fac, mai ales tații le făceau la fețe, făceam din carton, le lipeam, erau lipici cu lipici, mă gândeam, zic, ce nu am și eu tată? Eu cred că Iisus ne trece prin suferință ca să vedem și cât suntem de limitați, dar și pentru că ne iubește. Suferința e un mod de a spune, Domnul Iisus, te iubesc și vreau să fiu mai aproape de tine. Și dacă noi răspundem în același fel, te iubesc și eu vreau să fiu aproape de tine, atunci suferința transformă în victorie și într-o luptă câștigată. Mama tot timpul ne spune că viața este o luptă în care cei care stau aproape de Domnul Iisus și la picioarele Lui câștigă. Așa. Și câștigăm în numele Domnului Iisus și tot ceea ce avem suntem prin El. Și înțelepciunea care o avem și surioara mea și familia noastră, noi suntem trei, suntem unite și unitatea care este acum în familia noastră este pentru că Domnul Iisus este între noi. Ana, ce ai avea să transmiți mamelor care poate cresc copiii singure? Nu neapărat că sunt cu dizabilități sau sunt nevăzătoare. Sunt femei normale întregi, dar își cresc copiii singure și li se pare foarte greu și au impresia că nu vor face față zilei de mâine. Ce ai avea să le transmiți acestor mame care poate ne urmăresc acum? Vreau să le transmit să fie mulțumite. Eu, de când am avut-o pe Lavinia în brațe, apoi pe Cristiana, am avut o stare de mulțumire. Îi mulțumeam lui Dumnezeu că nu le pot vedea și îi mulțumesc acum că nu le pot vedea. E așa de trist să-ți poți vedea copiii, să-ți poți vedea soțul, să te așezi la masă și să fii nemulțumit. Doresc din toată inima tuturor mamelor și imaginez o mamă nevăzătoare cu doi copii în brață, cântând și slăvind pe Dumnezeu, bătând din palme și slăvind iluminarea Lui. Eu vreau să le spun să fie mulțumite. La noi la masă sunt patru scaune. Unul este scaunul pe care stă Domnul Iisus. Într-o dimineață s-au sculat fetele și au spus, Doamne, îți mulțumim că L-ai luat pe tate acasă, dar îți mulțumim că în locul Lui ai venit Tu. Dacă în copii este dacă mamă este mulțumire, se transmite și copii. Și cel mai mare lucru pe care poate o mamă să-l facă să fie mulțumită, eu fiind la masaj vin foarte multe mame și spun că le este greu. Și a venit odată o doamnă și mi-a spus, mă ajută părinții, mă ajută socrii, mă ajută și totuși mi-e greu. Și eu am spus, n-am decât pe Dumnezeu și fetele și sunt mulțumite și se duc rușinate. Ca să ai o stare de nemulțumire nu este bine, aș vrea să fiți mulțumite și aș vrea să vă spun, dacă deschideți ochii dimineața, puteți să dați slavă lui Dumnezeu că vedeți ochișorii copiilor. Eu nu i-am putut vedea. Le simțeam mânuțele pe față. Mi-era foarte greu să le dau de care, pentru că ele nu stăteau liniștite, tot mișcau din guriță. Eu le
murdăream, le băgam lingurița în ureche. Și dacă poți să-i vezi și să fii nemulțumit. Fetelor, ce ați avea voi să le spuneți tinerilor, adolescenților sau copiilor care sunt nemulțumiți de familia în care ei trăiesc? Nemulțumiți de părinților, de școală, de viață, de casă, de așa mai departe. Ce ați avea voi să le spuneți lor? Cred că dacă trăiești o stare de nemulțumire, nu poți să schimbi nimic. Chiar răutățești lucrurile și distanța dintre părinți și copii devine tot mai mare. Un om mulțumit vede în viitor, eu așa zic. Un om mulțumit vede cum pot deveni lucrurile, vede cum lucrurile se pot forma. Un om mulțumit este un creator, este imitația lui Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul perfect. Un om mulțumit este visul meu de a fi, totdeauna. Mami spune că le transmite femeilor să fie mulțumite, să vadă ele cum fac lucrurile cât mai bine, dar nu cred că asta ne putem impune întotdeauna. Pentru că femeile trec prin multe, multe stări și multe depresii și multe pe care le văd în jurul lor deosebite sau arătate perfect și ne uităm la noi și ne dăm seama că suntem așa. Poate nu avem o familie nu știu cât de deosebită, nu știu câți bani, o înfățișare. Niciodată viața nu e perfectă, dar e frumoasă. Dar e frumoasă și e mai frumoasă așa decât perfect totul. Da. Cristiana, ești de acord cu Lavinia? Întru totul. Subscriu. Și eu aș vrea să spun, dacă sunt copilași care se uită la părinții lor și au impresia că nu îi văd sau eu mă uitam la mama și vedeam că nu mă poate fixa cu privirea. Știți, când mă uit în ochii, se uită, mă mânche, încearcă să delimiteze. Zicea, mama, sunt frumoasă, nu mă poți vedea, să văd tata, să văd fetița ta. Și zicea, nu te pot vedea, mamă. Și am stat, m-am uitat și am văzut că am simțit privirea Domnului Iisus în ochii ei. Și să știu copila și că Domnul Iisus se uită prin părinții la ei și Domnul Iisus îi modelează. Pentru mine, mama e cel mai scump lucru care mi-a fost încredințat. Și aș vrea să o prețuiesc, aș vrea să trăiască fericită pentru noi. Și mi-am dat seama că atunci când părinții sunt fericiți, avem binecuvântare. Pentru că scrie, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri ca să trăiți mult și bine. Ca să trăim bine, trebuie să ascultăm de părinții noștri. De fiecare sfat pe care mămica mea l-a dat și l-am aplicat, a dus numai spre bine, numai spre folosul meu. Și prețuiesc sfaturile ei și lumina ochilor pe care o are spiritual și vreau să, când vă uitați la părinții voștri, să vă gândiți că Domnul Iisus se uită la voi prin ei și așa să-i ascultați, așa să luați sfaturile părinților. Eu cred că sunt copii care nu se bucură părinți extraordinari și sunt copii care trăiesc traume în familia lor și noi am fost binecuvântați să avem o mamă, chiar dacă nu vede, a făcut tot ce poate ea ca atmosfera din familia noastră să fie deosebită, ca să avem putere să trăim, să putem mergem la școală, da. Să avem încredere. Și este greu să-i spui cuvintele acestea unui copil care n-a trăit fericire în familie, dar cred că lucrurile sunt în mintea lui Dumnezeu bine așezate, mult mai bine decât noi le putem planifica și așeza. Și cred că un astfel de copil poate să fie încurajare pentru mine. Eu am întâlnit prietene care au trăit astfel de experiențe în familia lor și totuși îl iubeau pe Dumnezeu din toată inima și pentru mine a fost o încurajare. Da. Îmi doresc ca să vă curați mult timp de acum încolo, de mama voastră, de prezența ei și tu, Ana, de fiicele tale și împreună să vă bucurați de prezența lui Dumnezeu, a lui Iisus, pentru că a spus de atâtea ori că Iisus e lângă voi, să vă bucurați de prezența lui în viața voastră fiecare zi. Și vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi de aici, pentru tot ce ne-ați spus, pentru tot ce ne-ați împărtășit și vă mulțumesc că stați așa cum sunteți și că trăiți viața pe care o trăiți. Și noi mulțumim, pentru noi a fost o onoare să vorbim despre mărturia noastră, despre lucrarea Domnului Iisus în viața noastră. Aș vrea să mai spun, atunci când am dat bacalaureat, n-am strâns niciodată la română, la limba română, mămica mea și-a făcut rost de casete care erau înregistrate cărțile Moromeții, știu că și acum am citit împreună cu ea și citiam
și vorbeam, discutam despre cărți în timp ce plecam dimineața la școală, baie. A fost deosebit de mama, ne-a încurajat întotdeauna să facem școală. A fost alături de noi, niciodată n-am simțit presiune sau stres din partea ei. Dar ne spunea, uite, așa e mai bine, așa, uite-te, tu ce crezi? Hai să analizăm, hai să vedem. V-a fost și prietenă și mamă. Și eu mai mult sfat pentru frații mai mici, că... Dacă tot ești în postură. Acum revine. Vreau să spun că frații mici au un model în frații mai mari. Și eu tot timpul ziceam, mami, trebuia să mă faci pe mine prima. Eu la mami. De ce îmi doream eu să fiu fetiță mai mare? Dar Domnul Iisus, când dă primul copil la mine, primul dar, îi dă ceva special, îi dă o întăritură, îi dă o armură specială, da. Și să știți, frații mari, că frații mici se uită la voi și vă imită. Eu nu am recunoscut asta, la vi zicea, dar uite și tu îți pui coronița în cap și mine. Și așa ziceam, nu, că și asta e ideea mea. Dar și când frații mari sunt supărați sau triști, frații mici trebuie să-i încurajeze. Pentru că, de fapt, centrul echilibrului este frații mari, ei se uită. Și eu am avut tot de model pe Domnul Iisus, care a lucrat în mami și în sora mea. Și frații mai mari sunt modele pentru frații mici. Viața noastră astăzi este pe coridoarele facultății. Eu sunt studentă în anul 3 la Facultatea de Calculatoare și surioara mea este studentă cu bursă de merit la Facultatea de Stomatologie în anul 5. Am fost susținută de mama ca să mergem mai departe în toate examenele. Da. De fiecare dată când am avut examen, mama a fost niște pentru noi. Cu o zi înainte, îmi dă sentimentul că este alături de noi în orice. Și nu dramatic, dar simțim că primim pere și din partea ei. Eu sunt la stomatologie. Ce mi s-a părut cel mai important a fost practica. Și știu că sunt mulți care își doresc să fie medici, sunt mulți care își doresc să aibă o carieră strălucită. Și acum, fiind aproape de finalul facultății, îmi dau seama cât de important este să te implici în a face ceva, încă de la începutul facultății. Nu să aștepți să treacă chiar și în terminal să pui mânta să faci o obturație sau să ai încredere în tine că poți să faci ceva. Și asta mi se pare cel mai bun lucru pe care și cel mai bun sfat care l-aș fi putut primi și eu când am fost mai micuță. Ana, îți mulțumesc încă o dată că ai făcut efortul acesta de a veni tocmai de la Tiroara până aici la Cluj. Îți mulțumesc foarte mult. Sunt fericită că nu văd, că dacă vedeam, ajungeam la televiziune. Ce poți să mai spui în fața unei astfel de replici? Nu știu care este impresia dumneavoastră a telespectatorilor. Eu n-am aș face mică aici pe scaunul ăsta, acum, după câte am auzit aici, și nu cred că am să mă mai plâng de grabă de greutățile prin care trecem în fiecare zi. Vă mulțumim, dragi prieteni, că ne-ați urmărit și de această dată. Nu pierdeți următoarea întâlnire, următoarea emisiune Pietre Vii. Până data viitoare, vă lăsăm în mâna Domnului. La revedere!